vedeți dumneavoastră reacțiile autorităților de până acum și reacțiile oamenilor? Am ajuns în 2010 din nou cu zone inundate care au mai fost inundate și unde încă nu s-a făcut ceea ce trebuia. Pe de o parte, cred eu că trebuie împărțită vina între autoritățile locale și autoritățile centrale, pentru că autoritățile locale au permis în foarte multe cazuri ca multe dintre locuințele care astăzi sunt inundate să fie construite în zone inundabile, în zone, mă rog, cu potențial inundabil, unde se știa că nu este potrivită o asemenea construcție. Sigur, l-am ascultat și pe domnul Pavel mai devreme spunând că oamenii aveau teren acolo. Oamenii, într-adevăr, au terenuri în foarte multe zone, însă construcția în sine este supusă unor autorizări și autoritățile locale dau... Nu spuneam, trebuia să le dea un alt teren, nu doar casă. Da, în schimb, n-am fost eu aici, da. Probabil, și n-am auzit toată discuția noastră. Ideea este că autoritățile trebuia să intervină, să nu permită construcția acelor case în zonele cu potențial inundabil, pe de o parte, trebuia să găsească soluții de schimb sau de relocare a acestor construcții în așa fel încât omul să poată să își facă casa până la urmă, iar mai departe autoritățile centrale ar fi trebuit ca acolo unde an de an sunt probleme cu inundațiile și în anumite zone se tot repetă, să nu lase lucrurile de o manieră întâmplătoare și să încerce să găsească soluții privind apărarea împotriva inundațiilor. Construcție de diguri, regularizări de ape și așa mai departe. De mare, și așa mai departe. Autoritățile de-a lungul a 20 de ani până la urmă. Autoritățile centrale, în special cele care țin pe partea de lucrări publice, de amenajarea teritoriilor, în special Ministerul, să-i spunem acum în forma în care este Ministerul Apelor, și care are până la urmă suficiente fonduri, am auzit-o pe Sulfina Barbu la un moment dat că lăsase 800 de milioane de euro bani pe programe speciale de amenajarea cursurilor de apă, ceea ce era, zic eu, o sumă importantă la vremea respectivă și care putea fi utilizată pentru tot felul de lucrări în domeniul, să spunem, apărării împotriva inundațiilor, bani care înțeleg că n-au fost folosiți decât o mică parte, ceea ce este extrem de regretabil și ne-a adus în situația în care suntem astăzi. Sulfina Barbu ar fi așadar, iată, ați identificat unul dintre oamenii care spun am lăsat bani, dar nu s-a întâmplat. Da, așa am spus. Păi i-a lăsat bani și cui i-a lăsat bani? I-a lăsat bani tot unui coleg de la domnia sa, pentru că, de la partid, pentru că PDL-ul până acum a deținut în mare parte portofoliul acestui minister. A mai fost și perioada în care PSD a fost guvernare. N-am avut noi niciodată ministerul ăsta. Nu, n-am avut. Revenim.